Aleluia! Iisus Hristos este viu și noi suntem dovada învierii Lui și El pentru aceasta a venit ca să facă de noi o biserică puternică pe care porțile iadului nu o vor birui, o biserică plină de impact, o biserică plină de putere, care propovăduiește o evanghelie plină de putere și această evanghelie este Evanghelia Împărăției. Acum, dragii mei, noi ne cunoaștem în mare parte, știți, mai multe lucruri despre lucrarea care o facem în Asia, și despre, în special în Cambodgia, unde noi locuim, doar aș dori ca să facem un simplu update al lucrării și prin harul Domnului, în Cambodgia, numărul bisericilor plantate a ajuns la 40 și în aceste biserici se regăsesc peste 2000 de frați și surori care au mărturisit pe Domnul în apa botezului. Sunt mai mulți care vin la biserică, dar limitându-ne doar la cei care au făcut un legământ cu Domnul, da, numărul lor crește. De asemenea, în Myanmar, da, deși nu mergem așa des, mergem de vreo câteva ori pe an, totuși Dumnezeu lucrează și 500 de oameni se regăsesc după 4 ani de lucrare, hai să zicem cam aproape 4 ani, în bisericile plantate acolo. Evanghelia aceasta împărăției, care a propovăduit-o și Domnul Iisus, nu ține cont de contextul religios, poate să fie hindus, budist, musulman, în special în contextul musulman Dumnezeu lucrează puternic, în ciuda a ceea ce ni se spune la televizor. Musulmanii nu sunt decât ca pulbere în fața lui și ISIS nu-i decât praf înaintea ochilor lui și noi suntem împărați și preoți, apropo, Apocalipsa 5:10, care am fost chemați să stăpânim pe pământ, nu noi să fim stăpâniți. Am fost chemați să fim biruitori, nu noi să fim biruiți. Amin. Înțelegeți de ce noi propovăduim o evanghelie a biruinței. Și este imposibil să fii misionar, să propovăduiești Evanghelia și nu se vadă rod. Că am fost destinați să aducem rod și roada noastră să rămână în veac. Amin. Toți am fost destinați să aducem rod, numai unii. Și în identitatea asta trebuie să intrăm fiecare. De aceea eu vă dau mărturii ca să vă încurajez că Dumnezeu vă poate folosi. Da? Evanghelia nu contează cine o spune, nu contează cine o verbalizează. Duhul Sfânt lucrează prin acea persoană. Amin. Am văzut că Evanghelia nu poate fi ținută, Evanghelia nu poate fi legată, au încercat să-i dea foc și n-au putut să-i dea foc, mi-au spus că nu putem să intrăm cu 20.000 de Biblie în Cambodgia o zi întreagă și Vamișul mi-a spus la urmă că el nu știe vreodată să avem nevoie de vreo semnătură și zic, aleluia, zic, eu știam că n-am nevoie de nimic. În Vietnam, de asemenea, nu poți intra cu Biblie. Că guvernul tipărește Biblie, dar fără cartea Apocalipsa. Spun că îi se pocăiesc oamenii prea mulți dacă au cartea Apocalipsa, că le spune de venirea Domnului. Și atunci le-am dus noi Biblie complete. Dar o Biblie poți să duci, dar nu 4 valize. Da? 4 valize înseamnă condamnare, da? Și am luat 4 valize, copii, tot, măcar dacă mergem la pușcărie, să mergem cu toți, să ne bucurăm împreună. Da? Și la bine și la greu. Eu cu soția nu m-am luat și la rău, că noi ne-am luat numai la bine, dar mai sunt momente grele, da? Și, dragii mei, în momentul în care treceau Bibliile la scan, Vamișul, care se uita la calculator, a luat o foaie de hârtie și s-a dus în alt birou cu ea. Și au trecut 4 valize, am zis, slavă Domnului, zic, mai vin cu 4 și cu filmul Iisus, zic, eu m-am mai multe. Și de fiecare dată se găsea câte ceva. Băiatul meu se ducea să joace la calculatorul lor. Tot timpul Domnul făcea câte ceva și de fiecare dată Evanghelia lui n-a putut să o verifice nimeni, n-a putut să o țină. De ce? Pentru că Evanghelia are o calitate intrinsecă care se numește puterea, despre care ne-a vorbit la Romani 1:16 Apostolul Pavel. Și există. În lau s-au pus oamenii, am învățat pe frate să spun Evanghelia și atunci a început prigoana. Și când i-au pus în pușcărie, la un frate i-au căzut de 3 ori cătușile în aceeași zi. De 3 ori au căzut cătușile în aceeași zi, propovăduind Evanghelia. Oricum el avea 2 ani de condamnare, puteau să-i cade de 100 de ori, că el tot acolo rămânea. Dar s-au speriat cei care l-au închis și au zis, nu, acum îl punem în butuci. Într-o închisoare de maximă securitate. Dar ei puneau doar trupul în butuci, nu puneau și Evanghelia. Nu puneau și slava pe care a primit-o, și toți am primit-o, care Tatăl, zice Iisus, că o avea la Tatăl și ne-a dat-o nouă, toată slava aia. Și când a pus-o în noi, a făcut să purtăm ceva glorios, ceva plin de consistență. Când l-au pus în butuci, din 10 criminali s-au pocăit 5. Dar au căzut butucii.
Și știți ce au zis? Trebuie să-i dăm $2000 amendă și așa câștigăm ceva de la el. Că dacă îl ținem, nu câștigăm nimic. Ba poate să mai pocăiești și ceilalți 5. Înțelegeți puterea Evangheliei? Pentru aceasta puterea Evangheliei n-ai nevoie de o școală biblică sau de o... Ea se va manifesta dacă tu îți îndeplinești rolul, da? Dacă tu asculți. Deuteronom 28, versetul 1 spune, dacă vei asculta și vei împlini toate legile și poruncile Domnului, îți voi da întâietate înaintea neamurilor. Întregului pământ. Am fost în Bangladesh, ministrul informațiilor a venit. A venit pentru că ISIS a început. Trage blanță. Și îi spun, noi ne rugăm pentru Bangladesh, noi românii. Da? Da. Păi noi vrem să investim în nivelul de spiritualitate, economic, știți, sloganul politicii. Și eu zice, extraordinar, hai la mine la birou să vedem cum pot să vă ajut. Zic eu, nu am nevoie decât de o viză și am nevoie să predic pe stradă, simplu. Și de acolo am plecat. Zice, gata, asta nu e greu. Credeam că e ceva mai greu. Nu, doar atâta. Dragii mei, în mijlocul musulmanilor ăia, bine, musulmani, hinduși erau de toate. S-au pocăit sute de oameni în câteva zile de evanghelizare. Eu puteza, frații, la cultul baptist după aceea. Eu am plecat. Dar Dumnezeu îți deschide ușile, îți facilitează, îți dă trecere, cui? În fața musulmanului, în fața budistului. Guvernator budist, a venit în Cambodgia și a zis. Era un concert de Crăciun mare, 5.000 de oameni. Un guvernator a venit și ne-a spus să veniți și la noi acolo să faceți un așa eveniment. Da. Cum să venim. Știam că trebuie $7000, nu aveam, dar am zis venim. Dacă ne-a chemat el. Zice, mă sună peste 2 săptămâni, veniți. Băi, frate, venim. Zic, organizează tot că venim. Zice, dar vă mai dau și eu $2000, numai veniți. Zic, aleluia. Zic, uite, și dracu, trage la căruța lui Dumnezeu. Zice, vă aduc 2500 de oameni. Super. De 2500 de oameni, 700 de oameni s-au pocăit într-o zi. Amin. Slavă Lui. 750 au primit anul trecut botezul. A venit un frate din România, m-a ajutat bine. Și alți frați. Într-o singură zi, l-au mărturisit pe Domnul. Guvernul ăsta nepăsător. Chiar am publicat ieri. Au emis o scrisoare către Guvernul României, de la Ministerul Religiilor, prin care au spus activitatea care o facem în Cambodgia și m-au recomandat pentru a facilita relațiile de cooperare la nivel religios dintre România și Cambodgia. Nu i-a cerut nimeni. Nu i-a zis nimeni. Dragii mei, lucrurile acestea noi nu trebuie să le provocăm. Noi nu avem un proiect sau avem decât un singur proiect și ăla se numește ascultare. În momentul în care ascultăm și o singură poruncă, mergeți, faceți ucenici. În momentul în care ascultăm, El lucrează. Vă pot da exemplu. Asta e Evanghelia Împărăției. De la o parte guverne, de la o parte restricții, de la o parte persecuții, de la o parte împotrivire, de la o parte orice tip de păcat. Da? A fost o soră, acum e soră, dar înainte era o tânără. Lesbiană. Vrea să se sinucidă. Și i-am zis, stai puțin, așteaptă. Eu am născut așa, să vezi, gravă cu mine situația. Zic, știu că te-ai născut așa, zic și în Europa, toți că așa v-ați născut. Dar aici este unul care a zis, trebuie să vă nașteți din nou. Amin. Și când te-ai născut din nou, ești al lui. Amin. Degeaba ne rugăm, dar oamenii nu vor să pocăiască. Evanghelia Împărăției vă va face liberi. Amin. A venit o soră, cum ai soră, și și femeie, că nu știam înainte cine. Era și bărbat și femeie în același timp. S-a născut așa o persoană. Și i-a spus, toți cei care sunt în Hristos sunt o făptură nouă. Începând de la că în momentul în care ai crezut, devii o făptură nouă. Știi în ziua de azi persoana respectivă, că ea este o femeie, că vrea să căsătorească cu un bărbat, slujește în biserică, este o persoană activă, puterea Evangheliei. Dragii mei, asta o purtăm în noi toți. Haideți să o folosim. Ușa casei noastre e mereu deschisă. Frate Sever, a câte oară vin și vă spun, haideți mai. Sever, da? Este mereu deschisă, îndrăzniți, dați pași în credință. Dumnezeu are o lucrare măreață, imensă. La fel, știți că noi slujim în Bangladesh, Vietnam, Laos, Indonezia, da? În Indonezia a fost ceva extraordinar după acel tsunami. Ți-a pus Domnul musulman pe tavă. Când tu poate credeai că musulmanul ăla
Poate înainte de tsunami ți-ar fi tăiat gâtul pentru Evanghelie. După un tsunami nu mai reacționa așa. După ce a trecut un val de 10 metri înălțime cu 600 de kilometri pe oră, nu mai reacționa așa. S-au pocăit sute de musulmani. Ne-a zis primarul, veniți, nu vă mai trebuie nicio aprobare de la guvern, nu vă mai trebuie, haideți, ajutați-i, faceți ceva. Dragii mei, nimic nu stă în calea acestei Evanghelii. De aceea, asta o propovăduim și numele lui înălțau. Și numele nostru este doar un Claudiu care, ca un rob neternic, n-a făcut decât ceea ce era dator să facă. Fiți binecuvântați și întăriți. Amin. Amin.